Studenții au talent, împreună cu publicul și cu DJ Cookie, peste 20 de artiști s-au distrat pe scena din cafeneaua Dark. Pentru un scop caritabil, colega noastră, Diana Cerna, a fost alături de ei și vine acum cu mai multe informații. Bună seara, ne aflăm la Clubul Dark din Piața Unirii. Studenții au talent este un eveniment caritabil, care are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer. Tinerii talentați vor avea ocazia să se exprime în fața unui juru și al unui public prin muzică, dans sau teatru. Asociația Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, împreună cu studenții de la Comunicare și Relații Publice, vor dona toți banii strânși în urma spectacolului. Copiii de la Little People, din cadrul Spitalului de Urgență lui Sturcanu din Timișoara, vor avea astfel sărbători mai fericite. Dar oare la ce se așteaptă PFC-ul de la Studenții au Talent? Să se simtă bine studenții, să ne simțim bine cu toți, să fie un party, la nimic altceva. La nivelul așteptărilor? Până acum, da, e foarte fain, ne simțim cu toții foarte bine. Ideea de a face acest eveniment de caritate a venit în felul următor. Am fost la un eveniment Student Nation organizat de cei de la publicitate anul 2 și un coleg de-al meu a întrebat-o pe profesoara Bianca Drămnescu, dar noi de ce nu facem așa ceva? Pentru că din cărți nu poți să înveți ce înseamnă mass media, ce înseamnă PR, ce înseamnă jurnalism. Și toate astea le înveți practic. Și atunci a spus doamna profesoară, păi hai să facem un eveniment caritabil de Crăciun. Să ținem cont că mai era o lună. Și atunci am zis, da, hai să facem. Am spus pe grup, am anunțat colegii și așa au început ideile. Pentru a realiza prima ediție Studenții au Talent s-au implicat aproximativ 20 de studenți. Aceștia au fost coordonați de asistent universitar Bianca Drămnescu și lector dr. Oana Barbu. Bianca Drămnescu a fost în juriu în rolul Andrei de la România au Talent. Alături de ea s-au aflat Hamade, fondatorul școlii de dans Y Steps, Simion Caragea, care s-a făcut remarcat prin X Factor, și Andreea Sonel, reprezentant Opinia Timișoarei. Participanții spun că au avut foarte mari emoții prima dată în fața unui public. Speram să iasă totul bine și a ieșit. A fost o experiență într-adevăr unică, fiind prima dată pe scenă, dar așa cum emoțiile au și venit, sper că le-am și transmis la public ca să fie ok. Ne bucurăm, sper că a plăcut și a prins la public. Sperăm. Jurul a fost corect. Au punctat originalitatea, emoția transmisă, mesajul, felul în care au folosit participanții scena și felul în care a fost implicat publicul. De fiecare dată s-a spus ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. După ce jurul a comentat un moment de rap, și rapperul și-a exprimat părerea. Orice critică constructivă e binevenită, mai ales în domeniul ăsta. Dacă vrei să faci chestia asta, trebuie să faci cât mai bine, pentru că o fac foarte mulți. Beatboxerii nu s-au lăsat mai prejos. Juriul a spus că ai avut cel mai bun moment de până acum. Ce părere ai despre asta? Eu mă bucur foarte mult și apreciez că juriul a spus asta. Vă spun sincer, e o muncă titanică în spate. Am lucrat foarte mult să ajung aici și oricine mă apreciază și îmi dă cu pace are tot respectul meu. Cât despre spectatori? Au reușit să țină pasul cu noi și să aplaude. Cred că au fost destul de conectați cu noi și să sperăm, nu știu, la ce e mai bun acum. Așteptăm să vedem rezultatele. Publicul a fost extraordinar. Fără ajutorul lui nu aveam cum să am energia respectivă, să-mi dea suflul ăla și nu știu, mi-a dat un vibe pozitiv publicul și asta chiar m-a ajutat enorm de mult. Publicul în ce facem noi, în artă, în dans, muzică, publicul e cheia. Dacă publicul nu e în spatele tău, atunci nu ai cum să faci, îți trebuie feedback pozitiv, asta e cel mai important.